făcut. Care este rector la Universitatea București, și care este antropolog a formație și care face teren de foarte mulți, de foarte mulți ani în Turcia. Asta înseamnă că și-a făcut și terenul de doctorat la Istanbul și a fost pe fake-uri, pe branduri fake. Contrafăcute. Contrafăcute. Și terenul de post-doctorat pe care este bazată prezentarea din seara de azi, pe care l-a făcut tot la Istanbul, pe moda islamică, despre care a scris de altfel și o carte, Islam, Faith and Fashion, The Islamic Fashion Industry in Turkey. Așa, nu știu unde se poate unde se poate comanda la pe net. Dar dacă interesează pe cineva, vă pot da eu PDF-ul. Oh, e drăguț, Amanda. Da. Gratis. Da, o versiune preprint, pentru că versiunea finală nu am voie să o distribui. Da. Dar e foarte mică diferență. Ok, și o să o invit, adică aș invita-o mai întâi să ne spună, adică să ne spună când e făcut terenul pentru prezentarea de... Adică eu cred că o să vorbești. Da, da. Oricum, așa mă gândesc să încep. Mersi frumos. Mulțumim mult. Mersi, Cătălina, că m-ai invitat. Mulțumesc și vouă că ați venit. Și cum deja a anunțat Cătălina, asta e bazat, prezentarea aceasta e bazată pe cercetare de teren postdoctorală realizată între 2012 și 2014 în Istanbul. În total a fost, nu știu, cred că au fost vreo 14 luni împreună, dar nu e o perioadă continuă din 2014 până în 2012 până în 2014. Am făcut 3 luni, m-am întors la Londra și am revenit la Istanbul. Ce e de menționat și... lasă-o pe inimă. M-a ascultat, da. Ce aș vrea să subliniez legat de cercetarea asta e o combinație între terenul antropologic clasic, în care te întâlnești cu cei pe care, despre care încerci să înveți câte ceva, fie sunt interviuri formale, mai puține în cazul meu, fie sunt conversații obișnuite, fie faci observație sau și observație participativă. În cazul meu, și o să vă explic imediat, au fost puține ocaziile să fac așa ceva, tocmai pentru că eu nici nu port genul ăsta de haine, nici n-am avut unde, nici nu vând, nici nu... Tot ce am putut să fac a fost la câteva din numerele unei reviste de modă, am participat ca băgător de seamă, persoana care calcă hainele, traduce, genul ăsta de interacțiune de dimineață până seara. E singurul moment pe care eu l-aș putea defini ca observație participativă. Însă, pentru că genul ăsta de afaceri despre care o să vă vorbesc era o mare parte afaceri digitale, o parte din etnografia mea e de fapt ceea ce se numește etnografie online. Deci timpurile alea când nu mă întâlneam, perioadele în care nu reușeam să mă întâlnesc cu nimeni, pentru că femeile din această modă, de acest sector de modă, sunt, adică nicio surpriză aici, sunt foarte ocupate. În rest, deci când nu reușeam să mă întâlnesc cu ele, stăteam tot timpul pe social media. Afacerile lor sunt în primul rând prin desfășurate prin Facebook, Instagram, postează foarte mult pe Twitter, folosesc timpul prezent, dar țineți minte că e despre 2012-2014 ca perioadă. Ei, și pentru mine era o sursă foarte bună de informații, nu doar materialul vizual pe care îl postau, ci și toate comentariile pe care le provocau aceste prezentări, care nu erau neapărat despre produsele pe care le vindeau, dar erau, și o să devină mai târziu clar de ce, erau și despre ele ca persoane religioase.
Cam asta a fost ca tip de cercetare, ci o combinație între cercetarea aia obișnuită, clasică, și etnografie online. Iar am subliniat că nu am avut multe ocazii de făcut observație participativă, au fost însă multe ocazii de făcut observație și de ciulit efectiv ochii. Eu nu sunt fluentă, foarte fluentă în limba turcă, asta înseamnă că interlocutorii mei nu sunt foarte siguri cât înțeleg eu. Și asta eu am folosit tot timpul în avantajul meu, înțeleg 100% ce mi se spune, mai puțin termeni super religioși, concepte foarte religioase despre care la momentul respectiv nu aveau prea multe cunoștințe, atunci cam pierdeam firul, dar în rest eram capabilă să înțeleg toate conversațiile și să notez cum faci când ești străin și ai scuza asta că nu înțelegi bine limba, să notez niște cuvinte cheie și acasă să-mi scriu notele. Deci asta a fost cumva în avantajul meu. O altă chestie care trebuie menționată iarăși la început, când tocmai pentru că eu am mai făcut teren în Turcia, aveam Turcia, după cum bănuiesc că știți, e o țară care e divizată pe mai multe linii din asta de diviziune, dar una dintre ele e cea între cei care sunt mai degrabă secular, pentru care asta nu înseamnă că nu sunt religioși, nu manifestă în public religiozitatea lor, și cei care sunt religios conservatori, cei care își arată religiozitatea și în public. Odată ce eu eram intrată în acest nou teren despre moda islamică ca străină, dar o străină care a mai fost în Turcia, știe ceva turcă și a mai fost și a locuiește într-un cartier foarte secular, a devenit cumva de găsit o balanță potrivită între a fi văzută ca străină, ca nemusulmancă, ca femeie necăsătorită și ca cineva care locuiește într-un cartier super secular, cu această balanță de găsit, cu această dorință mea de a învăța despre cum trăiesc și cum desfășoară afacerea asta femei care sunt religioase. Și cartea pe care am reușit eu să o joc a fost faptul că vin dintr-o țară care e pentru turci ortodoxă, conservatoare din punct de vedere religios, ca țară ortodoxă. Eu au găsit ele, interlocutoarele mele, mie nu-mi trecea prin cap să subliniez lucrul ăsta, au găsit ceva comun între toate lucrurile care m-ar fi putut respinge străină, neturpoaică, nemusulmancă. Au găsit ele, în faptul că vin dintr-o țară ortodoxă, conservatoare din punct de vedere religios, au găsit un motiv să mă adopte cumva și să mă privească cu mai multă empatie decât dacă aș fi fost doar în acele categorii. Pentru că spuneam că sunt româncă, niciodată n-aș fi fost considerată vestică, dar eram iarăși o ciudățenie pentru că veneam de la o universitate vestică, dar cu altă naționalitate. Și asta a fost ca poziționare cum am reușit să fac cercetarea asta. Și celălalt avantaj, ceea ce am jucat, iar a reușit iar să joc în avantajul meu, față de străinii care nu învață turcă, eu cât de cât mă descurcam cu turca, chiar dacă nu știau exact cum. Deci asta a fost pentru cumva răspuns la invitația Cătălinei de a vorbi despre ce fel de cercetare am făcut. Cu ce aș vrea eu să încep, și o să vă pun un filmuleț cât vorbesc eu. Sunt două filmulețe. Sunt Alaie, numele revistei pentru care am făcut și o muncă voluntară. E prima revistă de modă islamică apărută în Turcia în 2011, la cam o jumătate de an înainte să încep eu terenul. M-a ajutat să-mi structurez foarte mult, mi-a dat posibilitatea să cunosc persoanele care erau în sectorul ăsta. O să încep cu o definiție simplă. Deja vedeți la ce fel de haine mă refer în filmulețul ăsta și o să vă arăt, am multe poze. Dar ca definiția cea mai simplă, moda islamică ar fi sau s-ar referi la haine care lasă puține părți ale corpului descoperite și le-ar permite musulmancelor practicante să fie și în același timp la modă și să-și cultive și să-și facă vizibilă religiozitatea.
Deci cumva să fie și modeste și moderne în același timp. Din punct de vedere estetic, hainele astea experimentează, sau creatoarele lor experimentează cu influențe din, fie din est, fie din vest. E o combinație, e greu de folosesc diferite materiale, diferite stiluri. N-are niciun sens să încerci să spui că sunt haine islamice cu influențe vestice. Sunt pur și simplu haine islamice, dar și aici devine adjectivul ăsta islamic devine foarte problematic. Și toate problemele în jurul acestui tip de modă sunt legate de modul în care se încearcă să se articuleze modă și religiozitate. De ce subliniez lucrul ăsta? Pentru că noi suntem obișnuiți să asociem moda cu ceva, cu un fenomen vestic. În ziua de astăzi, așa cum vorbim de multiple modernități, putem să vorbim și de multiple sisteme de modă. Deci, premiza de la care am plecat eu a fost de la început că această modă islamică e un tip de modă. Și precizările pe care vreau să le fac, o să vedeți, sunt haine care sunt la modă în Turcia. În alte țări musulmane, din punct de vedere stilistic, arată altfel. Și pentru că pornesc de la alte modalități de a concepe ce e potrivit din punct de vedere religios pentru a exprima faptul că ești o musulmancă practicant. Deci sunt stiluri diferite. Pe de altă parte, nu toți cei care sunt musulmani subscriu acestui principiu că ar trebui să-ți manifesti religiozitatea și prin tipul de haine. Poți să fii musulman fără, sau musulmancă fără neapărat fără să ai genul ăsta de haine, indiferent de ce tipuri de haine folosești. E un sector care s-a dezvoltat foarte mult în toată lumea și firme ca Dolce & Gabbana, Gucci, Tommy Hilfiger, Mango, H&M au în ultimii ani, cam ultimii 10 ani, au tot lansat colecții care sunt destinate musulmancelor practicante. Deci și piața asta e în continuă creștere, sunt rapoarte care o estimează la, am și o cifră aici, cum că ar putea să valoreze până în anul 2020 327 de bilioane de dolari. Deci, aparent e ceva care te poate ajuta, îți poate facilita dezvoltarea unei afaceri. Pe de altă parte, și revin la ce ziceam mai devreme, alăturarea asta între modă și islam e problematică. Deci, e o piață care promite, e o piață care se dezvoltă, deci din punct de vedere financiar ai avea de ce să intri, dar pe de altă parte, ca și concept și ca și practică, moda islamică e problematică, e contestată de foarte mulți și nu doar de persoane religioase conservatoare, care chiar nu înțeleg și refuză mare parte din ei genul ăsta de stilizare a hainelor islamice, dar și, deci, e, poate să fie foarte condamnată, e asociată destul de repede cu celălalt musulman, celălalt care într-o lume post 2001, 9-11, tot ce e legat de a fi musulman e problematic pentru mulți, e tot timpul semn de terorism, radicalism, ai toate lucrurile astea care le invocă termenul islam. Deci e și condamnată din punct de vedere religios, e și ținută la distanță din punct de vedere politic. Cele care practică tipul ăsta de modă sunt condamnate pe motive religioase, sunt considerate victime ale modei și persoane care fie nu au avut niciodată, nu au fost niciodată pioase, fie evlavioase, fie și-au pierdut prin adoptarea unor astfel de haine. Deci, repet, din punct de vedere economic, poate fi un sector promițător și dovadă că se dezvoltă, e promițător. Dar ce m-a interesat pe mine ca antropolog a fost ce presupune să faci o astfel de afacere când ai imaginea asta de modă islamică ca fiind ceva oximoronic, ca fiind ceva problematic.
afectează într-un fel modul în care îți desfășori activitatea, ce fel de haine produci, cum creezi, cum le prezinți, ce fel de modele folosești. Nu știu, s-a văzut ăsta? Nu, nici nu i-am dat drum. S-a văzut. Ah, ok, mai am unul, cât mai vorbesc eu. Și dacă ești... Deci, întrebări legate de mărfuri ca atare. Cât de mult poți să te depărtezi de un model ideal? Și în cazul Turciei există un model ideal. O să vi-l o să vorbesc despre el imediat. Cum... Da, deci dacă, deci pe lângă a face întrebările astea, ce creezi, ce produci, ce fel de materiale folosești, ce fel de modele de inspirație alegi, dacă tu ești în același timp și o practicantă, adică ești și o femeie religioasă și în același timp ești și un actor economic pe piața asta, ce presupune asta ca poziționarea ta față de alți competitori, față de comunitatea ta și are un impact la nivel individual dacă tu ești acuzată că nu mai ești o persoană religioasă pentru că ai început să porți hainele astea și cu atât mai mult cu, când începi să le produci și să le promovezi pe social media. Deci ai genul ăsta de expunere pe care ți-l oferă social media, e benefic pentru desfășurarea unei afaceri, dar atâta timp cât tu ești persoana aia religioasă și modestă, supraexpunerea asta pe care o aduce social media ridică probleme sau nu? Deci cam asta a fost genul de întrebări. Ăsta a fost genul de întrebări de la care am pornit eu. Într-un fel e un proiect de antropologie economică clasică când te gândești că o afacere e tot timpul, poate să fie mai mult decât o afacere și încerci să vezi din perspectiva asta antropologică ce alte lucruri sunt importante când desfășori, mai ales o afacere într-o astfel de zonă destul de delicată. Pe de altă parte, Turcia e, și asta m-a ajutat foarte tare, întrebările astea s-au construit și pentru că Turcia e un caz particular. De fapt, eu aș zice că e mai degrabă un caz ideal pentru a studia sau a încerca să găsești răspunsuri la tipul ăsta de întrebări. În primul rând, sectorul acesta de modă islamică s-a dezvoltat mult mai devreme decât în alte părți, în Turcia. Și asta de ce? Pentru că ai în anii 80, mișcarea de renaștere islamică a avut foarte multe adepte și procesul acesta de intrare și subscriere la principiile acestea islamice, în care tu nu mai ești obligată de către cineva să adopți genul ăsta de haine, dar ci din contră e o alegere conștientă și alegerea aceasta de a-ți manifesta religiozitatea presupune și un anumit tip de haine. O să vi le arăt imediat, deocamdată le descriu. Deci în anii 80, când începe mișcarea de renaștere islamică în Turcia, odată cu tot discursul religios, e inventată și un tip de... sunt inventate niște haine potrivite pentru femeile care recunosc principiile astea promovate de mișcarea de renaștere islamică. Și asta în Turcia au constat, în alte părți, în Egipt, în Iran, ai alte variante, dar în Turcia, deci din anii 80, odată ce apare renașterea islamică, au fost două elemente principale. O eșarfă foarte mare, foarte largă, obligația era să acoperi complet părul, să nu se vadă niciun fir de păr și asta însemna că acopereai, era așa ceva foarte clar în jurul capului și foloseai tot felul de ace ca să stea strânsă. Aveai în primul rând o bonetă care îți ținea părul și pe urmă aveai eșarfa asta pe deasupra care îți acoperea totul. Și era foarte largă și lungă. Ideea era să-ți acopere și pieptul, tocmai că, ca să fii și mai modestă. Și eșarfa asta era combinată cu o haină foarte largă și lungă, ceva așa conic până în pământ, care nu, era destul de largă, nu urma aproape deloc formele corpului. Și erau materiale groase, închise la culoare sau puțin mai târziu, deci o formă foarte austeră
un tip foarte auster de a te îmbrăca. Culorile care se adaugă puțin mai târziu, pe la începutul, la sfârșitul anilor 80, sunt și astea mute, sunt tot felul de bluri, culori pastelate. Dar în același timp, pentru că sunt mai multe, din ce în ce mai multe femei care subscriu acestei noi conceptualizări a islamului, se dezvoltă și o piață care oferă tipul ăsta de haine. De la început sunt mici firme, mici ateliere ale unor persoane religioase care produc pentru femeile din familia lor, din cartierul lor, însă treptat ajung să fie firme foarte mari. Și prima care crește așa foarte tare, spectaculos, e o firmă care se numește Tekbir, brandul se numește Tekbir, care e un nume pentru, e un fel de a spune că Allah e mare. Deci din registrul religios e luat și folosit ca marcă și nu doar că oferă tipul ăsta de haine, deci tocmai pentru a intra și a atrage atenția și a avea succes din punct de vedere economic, firma asta e prima care organizează prima defilare de modă islamică și provoacă un super scandal în Turcia. Deci asta a fost primul, e organizat cam 91-92, am găsit datări fie din 91-92, deci, sigur, la începutul anilor 90, scandal foarte mare. Dacă până atunci scandalul era în jurul acestor haine ca simbol politic, simbol al islamului politic, odată cu prima defilare de modă devine o discuție care nu are doar o dimensiune politică, ci și una pregnant morală, religioasă, legată de această nouă creație, modă islamică, care n-ar trebui să existe. Și discuția asta continuă până în ziua de astăzi. Un alt moment crucial a fost, și asta e foarte apropiat de terenul meu, și a fost important pentru mine ca și reper istoric, în 2011, lansarea acestei prime reviste de modă. Asta e coperta primului număr. Are genul ăla de modestie care era cumva de așteptat de la femeie, o musulmancă practicantă. Modelul evident că n-are nicio treabă cu, nu e musulmancă, nu sunt musulmance, e o este europeancă. Ele sunt în primul rând folosite pentru că au ochii deschiși la culoare, pielea foarte deschisă și sunt foarte ieftine față de niște modele cunoscute vestice. Numai că deci, dacă prima copertă e cât de cât modestă, chiar dacă cu rozuri și vedeți și pantofii și gentuța, deci deja am trecut de modestie, următoarele coperți cam pierd din genul ăla de modestie afișată la început și creează din ce în ce mai mult scandal. Asta, de pildă, e din 2012, când, nu, cred că din 2014, că la numărul, nu mai țin minte, la numărul ăsta am participat și eu. Și poza asta, pentru că femeia e atât de senzuală, e ucrainiancă, a provocat iară scandal în Turcia, dar mai degrabă printre cei religios conservativi. Asta iarăși, am pus coperțile de la numerele la care am participat. Asta e o rochie de mireasă. Și deci, genul ăsta de fotografii devin foarte problematice. Cei care au revista asta de modă sunt puși cumva la zid, mai ales de către persoanele religioase conservatoare. Nu ai voie să faci așa ceva, islamul ne spune altceva, modestia islamică înseamnă altceva. Încă există pe piață revista asta, n-aș putea să spun cât de succes e, pentru că cifrele pe care le-au prezentat patronii acestei, cei care conduc afacerea asta, au fost mereu supraestimate și nici femeile care lucram eu nu credeau așa ceva. Deci cât de populară e, nu știu, există încă pe piață și asta există, a apărut în 2012 sau 2013, încă e acolo. Astea sunt câteva poze de la cum se făcea revista. Ei, deci e interesantă Turcia pentru că sectorul ăsta a fost atât de dezvoltat, cu mult înaintea dezvoltării lui în alte părți, e și acum foarte
acum 2012, 2014 și 2019, de fapt, e foarte vivace, sunt firme care intră, ies, firme care prosperă, au crescut foarte mult. De altă parte, Turcia mai aduce ceva, modul ăsta de a combina islam și modă are loc într-o țară în care hainele islamice au fost, când ai proiectul tău de țară, e de a construi o țară modernă, Atatürk, proiectul lui Atatürk, primele semne pe care încerci să le elimini din noul spațiu al unei țări seculare, moderne, sunt hainele religioase. Nu e interzis pentru femei, deci sunt interzise cele pentru bărbați, pentru femei, spun istorici și sociologi și antropologi pe care i-am citit, se pare că așteptarea era să izbucnească, să fie o revoltă foarte mare și atunci nu prea s-au băgat la interzicerea hainelor pentru femei, dar sunt marginalizate în spațiu public, persoanele care, deci ca să ai un spațiu, să fii participant sau să intri în sfera publică în această nouă țară seculară, modernă, trebuia să fii îmbrăcat în haine europene și ca femeie trebuia să porți vălul islamic. Lucrurile astea s-au accelerat și mai tare, au devenit și mai problematice odată ce apare acest curent de renaștere islamică, statul secular și actorii seculari principali se sperie foarte tare, interzic, deci e o țară față de celelalte țări musulmane în care există modă islamică, asta e singura în care a purta astfel de haine a fost interzis aproape două decenii și a fost interzis pentru funcționarii publici și pentru studente. Deci, iarăși, tot felul de tensiuni care se adaugă la tensiunea asta pe care o creează combinația dintre modă și islam. Și cireașa pe tort a fost apariția acestei reviste, ALA, prima, și creșterea, una că s-a dezvoltat foarte mult social media, modul în care practicantele acestea care sunt și interesate să aibă o afacere au folosit și folosesc în continuare social media pentru a promova genul ăsta de imagini, deci practic sunt peste tot și pot fi accesate oricând, a alimentat foarte tare dezbaterea asta morală despre și de fapt critica foarte puternică, poate să existe așa ceva, nu, n-ar trebui să existe, cele care o practică nu mai sunt deloc religioase. Deci ăsta, cam ăsta e contextul în care pe mine m-au interesat ceea ce în prezentarea asta denumesc ca dileme antreprenoriale. Dar dilemele pe care le discut eu, o să vă dau exemplu și de, nu știu cât timp mai am, Cătălina. Da. Dilemele pe care le prezint eu sunt în primul rând al ultimului grup de actori economici intrați pe piața asta. Sunt femei de obicei tinere, undeva între 20 și 40 de ani, nemulțumite de hainele care li se oferau, haine prea șterse, prea nelegate de mainstream fashion, nici în termen de materiale, nici în termen de croiel, nici în termen de culori. Haine care lor li se păreau nu doar demodate sau fără nicio legătură cu moda, dar și proaste calitativ, făcute într-un mod cu multă neglijență, tocmai pentru că nu se așteptau nici producătorii mai degrabă religios conservatori, nici cei noi intrați mai degrabă secular, nu se așteptau ca aceste femei să fie interesate de modă sau să aprecieze sau să dorească niște haine de calitate. Deci ai un grup de tinere care sunt nemulțumite și pe care în același timp sunt nemulțumite de ce li se oferă lor ca pe piața asta de produse destinate musulmancelor practicante, dar sunt nemulțumite și de faptul că trebuie să alerge pe la toate magazinele gen Mango, Zara și să caute tot ce e foarte lung, tot ce e foarte larg și sunt lucru care îl deranjează și la un moment dat apare decizie. Astea erau poveștile când întrebam cum ați pornit afacerea, când și de ce. Sunt multe care au decizia cam pe la începutul anilor, la sfârșitul anilor 2000, începutul anilor 2010, iau decizia să intre și ele pe piața asta, cumva să fie arbitrii estetici și să hotărească ce poate fi la modă și ce poate fi plăcut de către cele ca el.
Nu e întâmplător că boom-ul ăsta și intrarea lor, de fapt, se întâmplă pe la sfârșitul anilor 2000, începutul anilor 2010, e și perioada în care partidul religios conservator, care e și acum la conducere în Turcia, își pune mult mai pe față proiectul acela mare de a transforma Turcia, de a crea o nouă Turcie, de a crea o Turcie vlavioasă. Dacă până atunci erau la început, de-abia câștigaseră puterea și erau cât de cât pro-europeni, deschiși și nu discutau foarte tare și nu încercau să impună foarte tare un anumit stil de viață în Turcia, asta e perioada în care cumva se stabilizează o nouă elită economică și politică în Turcia, cea provenită din partea religios-conservatoare. Și moda devine o nouă arenă culturală în care are loc acest război între seculari, între elitele seculare și noile elite religios-conservatoare. Și asta se vede și în cât de mult crește piața asta și în cum se diversifică. Dacă pentru perioada de început era mai degrabă destinată unei... Deci fie aveai hainele astea foarte simple, care nu prea aveau treabă cu moda și nici nu își propuneau să aibă o treabă cu moda, cele care respectau genul ăla de modestie așteptat de la hainele islamice, fie aveai chestii foarte extravagante care erau destinate burgheziei, noii burghezii islamice, noii burghezii verzi. Nu exista ceva de mijloc. Ei, tinerele astea, la sfârșitul anilor 2000, începutul anilor 2010, își propun să acopere cumva plaja asta lipsă. Deci e un fel de democratizare a modei, dar nu în sensul ăla de... pe care... care ne e nou mai familiar de gen firme ca Zara, care iau trendurile la modă și le fac mai ieftine, deci democratizează în sensul că deschid produse noi către un public foarte larg. Aici democratizare mai degrabă înseamnă accesul unor musulmani ce practicante din straturi diferite ale societății la tipul ăsta de haine și prin faptul că produci lucruri care nu sunt așa de scumpe, vinzi în rate, ai discounturi, ai tot felul de modalități de a democratiza moda. Ei, în perioada în care am făcut eu terenul 2012-2014, terenul e făcut în Istanbul, în primul rând acolo e hub-ul pentru tipul ăsta de modă. Nu erau, de fapt, foarte multe practicante ale acestui tip de modă sau cele care desfășurau afaceri la scală ceva mai mare și să fie vizibile pe social media. Nu erau foarte multe. Estimarea mea, bazată atunci pe cine participa la ce evenimente, câți... ce fel de public aveau pe social media... cât de mult ziceau ele că vând. Estimarea mea era, pentru perioada aia, erau cam 30 de femei foarte vizibile, cu niște afaceri care, mare parte, porniseră de la un cont pe Facebook, un cont pe Instagram și tot crescuseră în câțiva ani, dar în continuare se desfășurau în primul rând prin social media. Creșterea însemna fie ai un atelier, fie angajezi, dai în afara atelierului tău micuț la croitorese să-ți facă hainele, dar în același timp, deci chiar dacă erau uneori ca anvergură, erau destul de modeste, pe social media aveau zeci de mii de followers, ajungeau la foarte, foarte multe persoane. Cifra de afaceri eu n-am întrebat-o niciodată, pentru că mi-a fost teamă că se cam rupe relația dacă mă duc spre direcția asta, le lăsam mereu să aprecieze sau să vorbească despre cât de profitabile sunt afacerile. În termeni sociologici, mare parte din grupul ăsta țintă al meu, 20-30 de persoane, erau din clasă de mijloc, dar partea de mai de jos. Mare parte din ele începuseră să acopere în adolescență. Erau câteva care intraseră, de fapt se acoperiseră după ce intraseră și deschiseseră afaceri
în sectorul ăsta al modei islamice și erau foarte criticate, eram pe lângă acuzația aia care le se aducea tuturor că nu mai sunt persoane religioase, cele care adoptaseră volul islamic după ce deschiseseră afaceri în sectorul ăsta de modă erau cu atât mai mult blamate că de fapt au adoptat tipul ăsta de haine ca strategie de marketing, că n-au nicio legătură cu religiozitate. Deci ca background, cam ăsta era low middle class. Ca educație, mare parte din ele aveau educație scurtă, de scurtă durată în design vestimentar sau în marketing de modă sau jurnalist de modă. Existase, aia era și perioada în care se deschiseseră tot felul de cursuri de modă, legate de modă în Istanbul. Dacă până atunci publicul țintă pentru genul ăsta de cursuri erau femei seculare, acum se deschiseseră porțile și pentru, existau mereu frecușuri, se deschiseseră porțile și pentru cele acoperite, tocmai pentru că creștea acest sector. În termeni, nu știu, ca învergura afacerii, am zis că nu știu exact cât de mari erau, dar știu că în multe cazuri era, nu era singura sursă de venit pentru fie că era necăsătorită, fie că era căsătorită. Existau și alte, erau cumva, afacerile astea erau susținute financiar și din alte surse, de obicei familia avea grijă să susțină, să le ajute în tipul ăsta de afaceri. Pe de altă parte, familiile puneau, fie puneau presiune directă, fie sugerau cumva că lucrurile trebuie să fie într-un anumit fel, tocmai pentru că erau persoane din mediul acesta religios conservator, nu erau niciodată văzute în primul rând ca antreprenoare, erau mai degrabă fiice, mame, soții, și presiunea era să nu depășească foarte, să nu iasă foarte tare din cadrul unei vieți modeste, o viață tipică pentru femei din religios conservator. Deci pe lângă vizibilitatea lor ca noi actori în, și o vizibilitate care ține de la nivel estetic de ce fel de haine au promovat și cum se promovau pe ele și cât de vizibile erau pe social media. Genul ăsta de vizibilitate a venit la pachet și cu o critică foarte mare adusă lor și direcționată către ele, mai ales că social media îți permite să comentezi lucruri pe tot felul de postări. Atâta timp, multe erau intervievate și erau scoase în față de diferite ziare. Tot timpul existau secțiuni care comentau sau alte articole care apăreau în același ziar în care erau condamnate. Deci, genul ăsta de vizibilitate plus critică foarte puternică era ceea ce marca și afacerile și le marca pe ele la, la nivel individual. Acum, până încep să explic ce fel de de dileme sunt, mai trebuie o precizare. Termenul de modă islamică e, v-am pus acolo termenii care sunt folosiți, de fapt. Desetiur e noțiunea care apare odată cu renașterea islamică, care e exact, se referă la tipul acesta de văl islamic care e adoptat conștient, nu e forțat asupra ta. Asta e conceptul. Dar dacă vrei să folosești, nu zic, noțiunea de modă islamică, să o traduci în turcă sau să, în cazul meu eram interesată ce termeni sunt locali, traducerea motamo ar fi fost primul termen listat aici, islam modasă, dar termenul ăsta nu e folosit deloc, sau dacă e folosit așa, ca ceva extrem de critic, tocmai pentru că aduce direct cei doi termeni, modă și islam. Și nu prea se bagă nimeni la așa ceva. Mai puțin folosit e cel următor, tesetur modas, adică iarăși combin noțiunea aia cheie din renașterea islamică cu modă și asta e foarte problematică și mai puțin problematic și foarte folosită
muhafaza chiar mă dase ce înseamnă modă în română, e modă conservatoare. Și mai sunt niște posibilități de a denumi hainele astea fără, ghim înseamnă îmbrăcăminte, deci eviți pe de-a întregul cuvântul modă. Și asta ține, vorbeam de dilema între, prezentarea e centrată pe dileme antreprenoriale. Una dintre dilemele principale e nu doar ce fel de haine produci, dar cum numești hainele astea, pentru că în funcție de ce etichetă pui, fie ești criticată foarte tare, fie ești acceptată și hainele astea ale tale sunt cumva circulate și recunoscute ca dând posibilitatea măcar să porți niște haine cât de cât apropiate, potrivite. Deci, inclusiv ce termen folosești era foarte precis ales. Putea să se schimbe dacă începeai de pildă afacere și foloseai termenul ăsta de al doilea termen, test your moda sub, puteai să fii extrem de criticată pentru că erai foarte departe de genul ăla de eșarfă foarte mare și haină foarte, pardesiu foarte larg. Dar dacă spuneai că sunt hainele astea pot fi folosite de musulmance practicante, dar făceai precizarea că pot fi folosite sub genul ăla de pardesiu, atunci era, iarăși, evitai tot felul de probleme. Și, iarăși, termenii aceștia listați aici sunt termeni diferiți folosiți pentru a vorbi despre femei acoperite în Turcia. În funcție de ce termen folosești, se cam știe din ce categorie faci parte și cam ce fel de poziționare, fie că ești un musulman practicant, fie ești secular. Deci toți termenii ăștia la rând, femeile astea îi puteau folosi pentru a se defini și a se poziționa pe piața asta și a se poziționa vis-a-vis de comunitatea din care veneau. Comunitatea care uneori era foarte critică și încerca să le respingă foarte tare. Astea sunt câteva poze de, ca să, mă rog, trebuia să le arăt mai devreme, de unde s-a plecat. Procesul de estetizare pleacă de la hainele astea foarte largi. Astea sunt poze din anii 80. Hainele astea încă se poartă acum, dar sunt mai degrabă spre periferie. Femei mai din clasă mai de jos, cu mai puțin bani, nu au acces și sau uneori nici nu vor tipul ăsta de haine foarte stilizate. Și critica foarte mare e rezumată aici foarte bine. Într-o parte e cum ar trebui să fie, așa acoperit foarte bine. În cealaltă parte, chiar dacă de multe ori capul rămâne acoperit, hainele sunt extrem de strâmte până la a combina un fel de jachetă cu pantaloni foarte strâmți. Când am făcut eu teren, erau foarte puține, de obicei, fete tinere care purtau hainele astea foarte, așa, foarte, foarte strâmte. În ziua de astăzi mi s-a spus că sunt mai multe. Acum câteva poze până încep să explic în 5 minute dilemele lor. În pozele astea sunt femeile care am lucrat eu, sunt poze publice de pe social media. Eu nu prea am făcut eu poze și n-am folosit fără să am permisiunea. Aici am întrebat dacă atâta timp cât le-a spus pe social media aș putea să le folosesc și eu, răspuns a fost da, le folosesc. Și puteți să vedeți cam cum se îmbracă ele în viața de zi cu zi. Ups, s-a întâmplat ceva. Nu știu ce s-a întâmplat. Conturi, unul dintre ele, și haine. Aici sunt, iarăși, ca să eviți o altă dilemă. Am zis mai devreme că cum prezinți tipul ăsta de haine poate fi problematic. Ca să eviți tot felul de probleme, încercau să controleze foarte mult ce se posta pe social media. Și de multe ori erau ele propriile manechine pentru hainele lor, tocmai ca să evite. Exista una dintre critici, era nu doar că nu mai sunt ele însele niște femei religioase, dar corup alte tinere, și era foarte problematic faptul că
aparent încurajau o nouă profesie pentru femei musulmane tinere, bătrâne, a face modeling, fashion modeling. Or, asta era iarăși o chestie pe care încercau din răzputeri să o evite și una dintre strategii, și asta era și ieftină, adică nu implica niciun cost pentru financiar, era să fii propriul tău model. Și ce urmează sunt sunt poze cu femei care sunt în același timp producătoare, designerițele sau creatoarele și purtătoarele hainelor acestea. O altă dilemă era legată de ce, le-ați văzut până acum, sunt extrem de colorate hainele. O altă dilemă era ce fel de culori alegi, cât de mult poate să fie colorat. Strategiile erau foarte diferite. Unele chiar luau tot ce era mai luminos și mai atrăgător, altele aveau niște culori mai palide, mai mute. Conta foarte tare, iarăși, forma inițială trebuia să-ți acopere manșetele să fie până la încheietură. Ori eu am asistat la dezbatere aproape furioase de un centimetru, doi, cât se ridica manșeta. Era o problemă foarte importantă, mie din afară mi se părea, adică nu înțelegeam de ce se ceartă atâta, cât lași gulerul, iarăși era discuție foarte mare. Dacă mai desfaci puțin din șarfa respectivă, ce fel de materiale folosești, cât de transparente sunt, dacă sunt... Căutatul de materiale era o permanentă problemă, că dacă era mai transparent, trebuia să-i găsești și un dos potrivit, iarăși timp și energie. Cât de mult te apropii de linia corpului. Când am făcut eu teren, fusta asta sau genul ăsta de fustă era super tare dezbătută, pentru că e foarte aproape de corp, chiar dacă e lungă. Ce mai e islamic, unde tragi linia între ce e la modă, ce e islamic, cu genul ăsta de... iarăși culorile astea foarte vii erau foarte discutate. Gen sau genul de atitudine din poza asta. Aici e cineva, adică designerița aici care e în poză, e modelul pentru poză, dar numai care are o postură care nu e potrivită pentru o femeie modestă, musulmană. Și poza asta a creat super scandal. Aici la fel. De fapt sunt haine, un fel de chestii victoriene, din moda victoriană, cu... De asta zic, n-are rost să spui că sunt haine cu influențe estice sau vestice, pentru că se tot jucau cu stilistic, cu tot felul de elemente. Poza asta a fost super criticată, nu doar că a combinat niște chestii care nu prea au nicio treabă cu islamul, dar a mai pus și mașina aia lângă. În islam e interzis show-off-ul, să-ți arăți averea, și asta iarăși era discutabil. Unde pozezi, cum pozezi. Una dintre strategii era să nu-și arate fața, să fie cu spatele, fie din profil, sau o altă strategie era să fie mai multe la un loc, și vina nu era a mea, era un grup acolo, ne descurcam, dar am zis că nu doar, deci eu am lucrat foarte mult cu aceste femei, dar am avut întâlniri și încercări de întâlniri, mai mult sau mai puțin reușite, și cu firmele foarte mari, din firmele care erau de prin anii 80. Acher e una dintre o astfel de firmă, a pornit de la un mic atelier care vindea eșarfe în cel mai conservator cartier al Istanbulului. Astăzi e una dintre cele mai mari firme, dar pentru musulmancele practicante e o firmă din sectorul acesta de modă islamic. Ori ei nu vor cu niciun chip astăzi să mai fie asociați cu acest tip de modă, vor să fie un fashion brand. Și au schimbat foarte mult strategia și au fost super criticați. Pozele astea, ok, îți arată prezinte șarfele, dar nu acoperă deloc. Deci nu mai au treabă cu, de fapt, persoanele care sunt principalii lor clienți. Și de aici au fost și boicotați și tot felul de probleme. Dar mai schimbau de la un catalog la altul strategiile de marketizare. Ei s-ar fi vrut cumpărați și de către seculari, de femei seculari. Nu
evident, nu există date statistice, dar din ce am vorbit eu, nimeni nu intra în magazinul aia, tocmai pentru că le știau că aparțin în celuilalt sector. O altă strategie de a evita critica era să promovez haine pe care le pot purta femei musulmance, dar ca să eviți toată discuția asta, era eșarfa legată bine, nu era bine, pur și simplu nu le mai pune eșarf. Oricum, astea sunt manechine, nu sunt, chiar dacă în cazul ăsta e turcoaică, dar e seculară, nu are nicio treabă cu... Și seculară, adică nu avea nimic din îmbrăcămintea ei, o legătură cu... Sau o altă strategie e să tai capul, să pui doar hainele. Aici e chiar designerița, le prezintă, dar a tăiat capul din fotografie și atunci nimeni nu mai are ce să mai comenteze. O altă strategie era să fie pur și simplu să nu existe corpuri, să fie doar niște haine și niște combinații. Are și alea foarte mare, și când am făcut eu teren și acum, se distrează toată lumea, combină. Sunt niște programele pe niște aplicații care îți permit să iei diferite produse și să faci o combinație. Și erau și premii date cu tot felul de... Asta e iarăși designerița care își promovează și asta a fost de fapt super apreciat pentru că e foarte largă tunica aia. Și asta e ca exemplu că nu totul era criticat. Și altă strategie era țineau seminarii în care explicau care sunt limitele. Deci pe lângă toate strategiile astea foarte mărunte de a social media sau afacerile digitale sunt în același timp termenul pentru ele economia atenției, ca să poți să și cu atât mai mult cât ești în sectorul modei. Moda presupune inovare, ca să poți să atragi clienții trebuie să aduci mereu ceva nou, dar ori aici sunt niște limite estetice, nu poți să te plimbi foarte mult și atunci te joci cu culori, cu forme, dar pe de altă parte când tu ești îți promovezi propriile produse, că există mereu discuțiile astea cât de potrivite pentru cineva ca, care e și credincios să apară în toate pozele astea. Deci tot felul de... Erau, eu am asistat la dezbateri intra-grup între femei, cei care făceau și întâlniri în care discutau problemele pe care le au și tot încercau să găsească strategii comune. La asta e un seminar cu tinere, nu din interiorul modei. Dar am fost și la seminarii în care se învățau una pe altele cum să folosească setările alea de la diferitele platforme de social media ca să blocheze accesul. Adică era un anumit tip de informație pe care o distribuiai pe cele care sunt publice, alt tip de informație pe care le distribuiai prin cele care au tot felul de setări. Îți puteai crea... O altă strategie era să-ți faci un grup de followers în care aveai încredere, pe care îl știai direct și era apoi grupul larg. Deci aveai tot felul de discuții extrem de practice și pe de altă parte exista și nu doar că se învățau unele pe alte, se criticau foarte tare în discuțiile astea intra-grup și se pornea de la când am plecat eu, noua modă era tocmai pe ideea asta ca să funcționezi în sistemul ăsta al modei. Trebuie să inovezi, trebuie să rupi gura târgului, să vii cu ceva care să atragă. Și una dintre chestiile care fusese atunci inventată, nu mai foloseai boneta aia, deci îți mai scăpa din păr. Era o chestie de inovație, dar era super criticată pe motive religioase. Sau nu mai legai așa de strâmt și îți ieșeau cercei și se vedea puțin din ureche, dar suferai tot felul de consecințe. Sau ridicai, nu știu, manșeta foarte mult în poze. Sau aveai din ce în ce mai strâmte, dar tot timpul puteai să pui ceva astăzi, să fii super criticată 2-3 zile și ori să ștergi, ori să revii cu mânecile până aici și să fii acoperit. Deci era foarte flexibil ca... Și pe lângă toate strategiile astea mărunțele pe care le observi când faci cercetare, mai exista și un discurs public al lor, care era promovat prin toate mijloacele posibile, un discurs care lega etica de estetică. Practic, ceea ce argumentau ele, că ceea ce fac ele din punct de vedere estetic, e în același timp etic.
E o datorie a musulmanilor să promoveze, să propovăduiască islamul. Atâta timp cât faci genul ăsta de haine care sunt super stilizate, poți de fapt să convingi tinere care nu s-ar fi gândit până atunci să adopte hainele astea, tocmai pentru că poți să fii și modernă și religioasă în același timp. Deci ăsta era unul dintre argumente. Ceea ce facem noi e islamic corect, convingem pe altele să adopte. Sau toți spuneau că, de fapt, tipul ăsta de haine de la... sau a crea haine islamice, tot timpul ai niște, le numeau liniile lui Dumnezeu sau liniile lui Allah sau liniile de setiur, folosind conceptul ăla, și le precizau tot timpul, le desenau, ți-le când vorbeau, arătau că de fapt sunt acoperite, că sunt... Asta iarăși era o chestie legată de estetică, că estetica e etică atâta timp cât respecti toate legurile astea. Asta era la nivel de discurs. Dacă te uita la practică, lucrurile se puteau schimba foarte repede. Și ce mai făceau ca să demonstreze că estetica e etică, nu doar că promovau hainele lor, promovau prin social media, răspundeau, nu știu, citate din Coran, tot felul de ce a mai zis profetul astăzi, ce citatul potrivit pentru ziua de astăzi, sau acte de pietate ale lor. În fața moscheii sau în secțiunea aia moscheii unde au voie femeile, sau deschiderea magazinului, buticului, venea și un imam și zicea ceva acolo și erau foarte tare promovate fotografiile astea. Numai că reversul, când faci o astfel de promovare susținută, că social media asta te obligă să fie permanentă promovarea asta, încerci să demonstrezi sinceritatea ta ca persoană religioasă, de multe ori obții efectul invers, nu mai ești crezut, tocmai că e de la saturația asta se ajunge la altceva. Ei, cam asta aveam eu să vă prezint despre moda islamică. Mi-au cerut cartea de mult. Da. Am avut de la cineva care face acum un doctorat în, nu știu, științe politice și mai era și o problemă că eu scriu în engleză. Și nu toate, adică nu citesc în engleză, pe scurt. Și asta era marea întrebare, când traduci chestiile astea. Eu am mai dat celor care citeau, nu dacă le-am dat cartea, dar le-am dat pe parcurs. În carte sunt niște portrete, toate numele sunt, adică toate persoanele sunt anonimizate, dar am folosit niște am scris niște portrete, câteva, cam 5 despre designerițe și 2 din fashion editors. Și le-am, dintre astea 7 portrete, 3 au fost citite de cele despre care scriam. Nici n-au criticat, dar nici s-așteptau la ceva, că erau obișnuite să fie promovate de media internațională, au fost intervievate BBC, New York Times, tot felul de chestii. S-așteptau la ceva mult mai spectaculos. Ori eu aveam cum au început business-ul, ce fel de pregătire au, cine, ce cred, ce spun, adică nu li s-a părut așa. A fost ok, de acord, dar nu... Plus, cine citea cel mai bine engleză, erau... când am întâlnit eu, avea 25 de ani și era foarte dezamăgită, fusese la un... era prima din clasa de modă, un curs de modă de, nu știu, de 2 ani, ceva de genul ăsta. Terminase prima și făcuse un internship la VACO, care e cea mai mare, e un fel de Armani în Turcia, ceva de genul ăsta. Și s-a așteptat să-i fie oferit job acolo, tocmai să eliberase o poziție și știa, adică a știut clar că a fost refuzată pentru că purta, era acoperită. Ei, și eu am scris chestia asta în portretul ăla despre ea.
Și mi-a zis că a fost deja o dezamăgire foarte mare pentru ea, nu prea trebuia să mai scriu. Dar mie mi s-a părut că eu asta încercam să subliniez, cum intră, ies din moda, e o sferă culturală seculară și stăpânită de secular și e o control al intrărilor sau ieșirilor din genul, din tipul ăsta de sector cultural. Asta vreau să subliniez, i-am explicat, dar... E că mi-a zis că era mult mai interesant dacă explicam cum ea a terminat prima, acel curs de mod. Deși scrisesem, dar nu aia era prima chestie. Cât de mult îi plac hainele, cât de mult creează, cât de multe chestii are acasă. Bine, la... ea n-a profesat mai mult de 6 luni, pentru că s-a măritat, a făcut copii, aia a ieșit din sectorul ăla. Deci asta ar fi vrut. Dar am primit, când am avut întâlnirile astea, nu în Istanbul, deci n-au participat, iarăși pentru că prezentarea a fost în engleză, în Ankara, am avut un public, fete, mă rog, tinere, femei, care poartă, și au, adică tot ce am spus eu a fost validat. Nu era nimic aiurea, nu era nicio interpretare aiure. Cu modul ăsta în care sunt, e un grup, a devenit un grup aparte, sunt și marginalizate și promovate. Direct nu sunt promovate, sunt criticate foarte tare, dar politic sunt susținute. Pentru că intră pe aria asta culturală, care era până atunci clar secular. Și au intrat nu doar că au, că sunt prezente, dar se duc la... În Istanbul, cel mai posh cartier, unde au toate brandurile mari, toate casele de modă, au... gen Armani, Gucci, toate chestiile astea sunt prezente, sunt câteva care vin din familii foarte din elita politică și economică sau și-au deschis buticuri. Și asta e efectiv, ți-ai pus steagul în the very center of fashion în Istanbul. Că sunt huiduite pe stradă, că intră în magazin și le văd că sunt acoperite și ies, asta e riscul pe care ți le asum, da, sunt intrate acolo și sunt cu sprijin politic, în primul rând. Nu știu dacă ți-am răspuns la întrebare. E interesant că asta cumva e exprimat într-un spațiu privat sau un spațiu genderizat, doar pentru femei. Acum poți să o exprime și pe stradă. Asta e marea schimbare. Și aici se tot discută de faptul că ai revista asta de modă. O femeie modestă nu prea să uită la tine, nu se holbează la tine. Ori coperțile alea asta fac. Și sunt lângă el, lângă Vogue, lângă așa au fost... Aici, asta a fost de la început strategia celor care au deschis afacerea asta, să fie poziționați ca o revistă de modă, nu ca o revistă a comunității religioase, că așa reviste de alea erau, dar nu aveau nicio treabă cu moda, evident. Din partea cealaltă, mai degrabă secularii celebrează apariția, unii dintre ei, deci sunt diferite reacții la apariția acestei mode, mai degrabă celebrează apariția acestui tip de modă ca un prim pas spre secularizare. Asta a fost unul dintre comentariile când am început terenul, venit de la prieteni pe care știam din altă cercetare și din altă perioadă. Acum se poziționau, asta a fost iarăși interesant. Cei care până atunci erau prietenii mei, brusc îmi spuneau, noi suntem secular, by the way. Și unul mi-a zis că bine că ai venit acum, că în câțiva ani o să-și scoată toate
eșarfele, că încep să prindă gustul modei. Deci vedeau moda, vedeau efectul subversiv al modei și îl celebrau, pe când cei religioși conservatori tot era, era frică, dar de asta era tot. Adică cum? Seculară? Păi am găsit prin, te-am zis mai devreme că au fost câteva cazuri, nu erau acoperite, au început afaceri în sectorul ăsta și atunci s-au acoperit. Și da, au explicat-o ca o revelație, ca o, m-am trezit noaptea și m-am gândit la... Am și un citat la un dat, undeva. Eu numai de asta știu, că asta era cercul cu care umblam eu. Dar e o perioadă în care adopt sau nu. Acum discuția e alta cu scoatere de renunțare la... Sunt cât, nu din ce în ce, adică sunt, au fost câteva cazuri, niște studente în Ankara, a fost un tweet în care era prezentat cazul unui student la psihologie care renunțase și a creat iarăși, anul trecut a fost așa iar un mare scandal în Turcia. Și deci a fost și dintr-o parte iarăși pe ăștia care celebrau până atunci că se va ajunge la aici, a fost o confirmare. Și cei care se temeau au atacat foarte tare persoana respectivă. A fost un fel de linșaj public. Deci, din partea religioșilor. Eu am citit undeva un articol legat de termenul de drăcești. Și spus și concluzia era că făcute și pentru, sau mai ales, pentru țările islamice. Nu, dar au adică sunt tradiții de modă destul de diferite. Revista asta, care a apărut prima de modă islamică în Turcia, și-au deschis în câțiva ani, pentru că afacerea mergea, și-au deschis o franciză, au vândut în Malaezia. N-a mers, tocmai pentru că veneau cu un stil ceva diferit din punct de vedere estetic. Pentru că pleca de la un model, deci religios, pleca de la un anumit tip de haine, estetizate, ajungeau la ceva, n-a prins. În schimb, telenovelele, da, Malaezia nu era o țară unde se și exportă telenovelele. Telenovelele sunt mult în spațiu balcanic și în Bosnia se vând. Deci eu, una dintre persoanele care am lucrat eu are afacere și în Bosnia, vinde, dar n-are nicio treabă cu telenovelele. Adică telenovele în care se apară femei acoperite sunt extrem de puține. Și primul a apărut când eu făceam teren. De fapt, nu era, era o carte veche când apare mișcarea asta de renaștere islamică. E o tipă care, Şule, un personaj celebru în Turcia, e prima cumva fashion icon în Turcia. Deci e acoperită, dar se acoperă într-un fel care în anii 60... Ați văzut filmul ăla, Vacanță la Roma? Vacanță la Roma, unde actrița poartă o basma. Ei, tipa asta, care era musulmancă practicantă, ia modelul ăla, dar, mă rog, la actriță americană se vedea părul. Ea l-acoperă, adică, și e... A și rămas Şule, capul lui Şule, pentru că e o chestie care e super acoperită, așa, apropiată de cap. Ăla, în ziua de astăzi, nu se mai poartă, pentru că în ziua de astăzi preferă chestiile astea, pe dedesubt au bonetele alea, dar de multe ori e și burete. Pentru că dacă ai mult păr, ăla e atractiv pentru bărbați și atunci simulezi chestia asta cu tot felul de bureței. Asta e o explicație. Explicația a doua e că, estetic vorbind, îți permite, dacă o faci cât mai umflată, beehive, cum se numește, sau ninja, le mai ziceau secularii, dacă o faci cât mai mare, modelul ăla de la eșarfă se vede foarte frumos. Și atunci, sau poți să o modelezi eșarfă foarte, o așezi foarte frumos. Și erau două explicații. Ei, telenovela asta, prima care apare în Turcia, e ecranizarea acelei cărți. Tocmai pentru că AKP-ul era la putere, până atunci nu putuseră să ecranizeze cartea aia, care e așa super
tot ce e secular, e depravat, e exact pe modelul ăla. Vesticitatea înseamnă depravare, în anii 60-70, discursul de atunci. Și apare prima oară acoperită, dar nu era acoperită cum se acopera Schule, că aia era demodat. Și toate firmele astea, mă rog, cu reclame, încercau să-și promoveze propriile produse. Ăsta a fost arătat și în Bosnia și, da, nu știu dacă e vreo legătură directă. Ideea e că, de ce știu eu, vindea piață de desfacere pentru firmele astea, sunt țările arabe, deci Golful Persic, dar un anumit tip de haine, nu pe toate le vând. Sunt lucrate, abaya e chestia din zona aia, haina lungă, largă, neagră. Și asta are trenduri, sunt trenduri. Anul ăsta e o anumită broderie, o spărtură aici, amititică, dar ăla e trendul. Chestiile alea le vindeau foarte bine, pentru că în zonele alea nu ai șarfele astea super colorate, sunt astea e stilul turcesc. Deci se extinde foarte mult, adică se poate extinde, dar de multe ori se adaptează la piața locală. Și pentru că în zona unde vor să meargă nu se poartă neapărat hainele alea. Dar în Balcani au, pentru că ai AKP-ul încearcă să revisul ăla de neo-otomanism, de refacere a zonelor care au aparținut cândva Imperiului Otoman și zona asta de Balcan e favorită, au investiții financiare foarte puternice și statul investește acolo, școli, tot fel de fundații și odată cu investiția asta se duce și tipul ăsta de îmbrăcăminte, care nu avea nicio treabă cu cum se îmbrăcau musulmancele practicante acolo acum câțiva ani. În Irak, zona kurdă din Irak, dar ai și curs care sunt practicanți și au tipul ăsta de haine, iarăși era o zonă în care făceau afaceri, dar și aici adaptau, adică acolo le făceau mai modeste decât în Turcia, mai lărguțe, mai sau și tot timpul e adaptat, dar se duce. Dar nu trebuie neapărat să aibă legătură cu telenovelele, mai degrabă are legătură cu cum Turcia se extinde cultural și politic în... Da, e soft power. Într-adevăr, telenovelele sunt soft power, dar nu... Mai degrabă moda asta e soft power. Dar nu poate să fie înțeleg ca fiind așa. Pentru că este și modul este în același Să știi că nu te aud foarte bine, că e cou. Nu, că e cou. Ce să fie care e modul ăsta? Ce se întâmplă? Eu am așa ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Și ce stare care deci vin din, mare parte vin din familii religios-conservatoare. Asta ce înseamnă, din punct de vedere economic? Toate clasele. Vârste. Am zis la început, erau între 20 și 40 de ani. Cum arată? Radu, uită-te în sala asta, pune-le o eșarfă la tuturor în cap și aia e. Cum vrei să arate? Nu înțeleg. Deci turcoaicele nu, stai puțin. Practicante sunt extrem, adică chiar ai sărit calul dacă faci modeling. Una dintre discuțiile astea de intra-grup, când ele se tot... ciondăneau între ele sau își puneau problema, băi, ce facem, cât facem, până unde mergem. Ce le deranja erau că sunt multe liceene, erau de obicei, care le trimiteau fotografii. Deci ele aveau concursurile alea, cum iei hainele mele și le combine. Asta era o chestie. Dar își trimiteau fotografii și ziceau, poți să-ți fiu model. Adică poți să fiu manechinul pentru hainele tale. Era un trend pe care ele îl deschiseseră, fiind propriile manechine, ca să evite critici și să arate că, uite, fac ceva ok, că stăteau, găseau ele niște poziții mai ok sau, din contră, mergeau aiurea și greșeau.
Dar nu e un tip anume, adică nu trebuie să fii, nu știu, canoanele tale de frumusețe, nu ți le știu, dar oricine poate să vrea să facă chestia asta, dar nu erau lăsate. Deci aia era, încercau să le descurajeze și mai ales workshop-urile pe care le făceau. Deci cumva ca să normalizeze prezența lor și să o legitimeze, mergeau, mare parte din ele erau din, fuseseră la licee religioase. Studiaseră la genul ăsta de licee și se întorceau în liceele alea și prezentau afacerea, cum poți să înveți chestii, cum poți să obții profit, dar că sunt niște limite morale. Deci se legitimau pe ideea de estetică e etică. Da. Deci, nu fac asta. Vreau să spun care deci nu te obliga nimeni. Cele care îl vroiau chestiile astea, evident, că ești din Franța la ecu. Nu există un pattern de aia care trebuie să fie altă decât aia care zicea voi. Cred că limita era de religiozitate ăla. Altfel, alți termeni, dacă vrei, indicatori sociologici, nu. E și de vârstă, dar... Nu, deci, de asta eu am zis de democratizare, că sunt cât de cât... accesibile, numai foarte de jos. Nu le vedeai pe stradă, pe care te-ai numai de la asta? Da, da. Deci erau, mă mai dă o dată, primul... Ca așa, din prezentare, nu e... Da. Da, pare că sunt numai elitistă. Da, sau numai elitistă. Ai dat un grup, așa, toată lumea se fotografia. Nu, e destul de răspândit. Nu știu, erau... Se vede ceva? Astea sunt imagini de pe stradă. Și, da, chiar sunt. N-am eu poze aici, dar nu, e pe stradă. Pentru că altfel, adică trebuie să vin hainele alea, altfel închiși andramaua imediat. Nu, sunt pe stradă. Dar și aici sunt pe stradă, adică le poți combina într-un anumit fel, poți... În continuare să folosești haina aia sau haina mai scurtă, mai lungă. Depinde, limita e, să-ți răspund Radu, e o chestie pe care o negociezi și individual, dar o negociezi și la nivel de comunitate. Că dacă tu ești dintr-o chestie super conservatoare, nu poți să umbli cu hainele alea pe stradă. Poți să le folosești în schimb la petreceri din asta de femei. La ce am văzut eu la henna party, la petrecerea alea de burlăcițe, era... Da, veneau acoperite. Azi, să vă rog, vă puțin că și da, da. Deci, efectiv, asta e de scală, de gradație. Cât de mult, dar asta nu... Adică nu cred că e un pattern. Pur și simplu e la... Mai e și chestia asta. E cam așa. Eu numeam, am folosit termenul unei franțuzoace, Society of Young Women. Era, deci, se decupează cumva ca grup. De asta, termenul general e secțiunea conservatoare a țării. Chesim. Muhafaza chiar chesim e termenul turcesc. Ei, în secțiunea asta conservatoare ai acum diferite grupuri. Asta e un grup. Nu religiozitatea exprimată diferit, iar ele împing spre ele, mai ales cele care fac genul ăsta de afaceri și sunt super fashionistas și au bloguri și au tot felul de chestii. Ele împing foarte tare și asta e foarte clar susținut în public, ca genul acesta de exprimare a religiozității să fie recunoscut ca exprimare a religiozității, să nu mai fie condamnate ca victime ale modei, să fie recunoscut și faptul că sunt religioase. Dar aia e o dezbatere care a început anilor 90 cu odată ce acea primă defilare, o perioadă a fost un fenomen care ținea de super elită, pentru că erau foarte puțini care produceau din astea super flamboiante. Ori acum e pe stradă, e peste tot. Tinerele care ies de la liceele astea religioase sunt îmbrăcate
așa. E legată și de, da, de... Da, da, emanciparea economică, că asta încă rămân în sfera patriarhală, nu... Deci, ele... contribuția lor e în sfera estetică. Nu contestă decât... singura contestare directă e pe ideea asta. Nicăieri în Coran nu scrie exact cum să te îmbraci. Și acceptați-ne și stilul ăsta nou care e modelat pe ăla vechi și noi suntem suficient de religioase cât să știm să păstrăm limitele. Dar mai e o chestie și asta am văzut acum în 2019 când am fost din nou la Istanbul. Câteva din fete, mă rog, femeile astea tinere care am vorbit eu atunci nu mai sunt, nu mai fac, au ieșit din sfera asta și au motivat-o etic. Tocmai pentru că moda presupune inovare și presupune să atragă atenția, generațiile sau cele care au intrat după ele împing prea tare. Adică ies destul de mult din sfera religioasă, devine foarte condamnabil, dar devine condamnabil și de... Și nu e doar de generație, căci persoana cu care am avut o discuție asta acum o lună, când am cunoscut-o, avea 21 de ani, deci acum are sub 30. Nu e neapărat de vârstă. E de cum te poziționezi tu și ce vrei să faci. Și e o condamnare foarte puternică. Asta era altă expresie. Am mai întrebat când am fost, mai e și cu tărița, mai face nu știu ce. Nu că ea e o fată de calitate și acum lucrurile s-au degenerat și atunci a ieșit din chestia asta. Deci iarăși sunt limite pe care cumva și le pune fiecare, nu? Dar și le pune și în funcție de grupul efectiv din care face parte. Mai era o... Da. Ia, e din înalta societate islamică, e Erdogan e unchi sau, mă rog, nu real, ce zice unchiu. Ea și cam permite orice, tocmai pentru că e... Adică în poza asta ea nu mai poartă boneta aia pe dedesubt și e criticată de ani de zile, dar nu o interesează pentru că are alt gen de... Ea nu face haine, are afacere, dar nu depinde de chestia aia. Deci nu, critica nu ia așa, nu afectează atât de tare. Poate să facă orice. Și aici eu am pus o chestie adică foarte apropiată de că așa era stilul în, atunci când am cunoscut-o eu, dar ultima oară când i-am văzut niște poze pe Instagram, avea la Londra gărzile, au căciuloiul atâta în cap, dar ea avea o căciuloaie de-asta în cap, avea eșarfa pe dedesubt, avea, are și super mulți bani și poate permite orice și ochelarii erau fără lenti, erau doar ramele. Asta era deja spre artă, dar în momentul în care a postat chestia asta, reacția a fost din partea religioasă. Ce treabă mai are asta cu... Deci deja ai sărit cală, dar pe ea nu-mi deranjează. De bine, zic. Nu, ce am întâlnit eu și ce am discutat, eu n-am vorbit foarte mulți bărbați, mai degrabă și pentru că, iarăși, eu nefiind măritată, nu prea eram scoasă în lumea bărbaților lor, eram ținută... Adică mă întâlneam cu ele, dar mă întâlneam fie în atelierele lor, fie acasă în sufragerie și nu vedeam niciodată partea masculină. Da, păi segregarea de harem lâc și selam lâc. Când tu stai în haremul, e spațiu intim și sufrageria e spațiu public, eu acolo aveam acces. Cea cu care sunt cea mai bună prietenă acolo, am stat la masă cu bărbatul și cu fisă și n-a căzut nimeni de pe spate, dar... foarte puțin acces la părerile bărbaților și asta era împărțit. Și era discuția cât de mult împingi și aici a fost ușor de discutat pentru că amândoi erau super fluenți în engleză, erau educați la Londra. Ea făcea, dar veneau din clasă de sus și ea avea casă de modă, dar făcea mai mult nunți petreceri. Și asta îți permit să fie super decoltate rochile pentru că veneau acoperite oricum la... Sau le făceau pe alea, dacă era rochia de mireasă, era acoperit totul, dar mai era și varianta mai descoperit. Și el era critic cu ambele,
zici, și cu alea pentru, destinate unui public feminin și alea destinate publicului larg, era discuție tot timpul legată și de materiale, pentru că erau super încărcate așa și strălucitoare, deci tocmai pe ideea că în islam nu-ți arăți bogăția, mai degrabă dai, faci, nu știu cum se numește aia, faci pomană. Deci era și de stil, efectiv de estetică, dar era și pe ce fel de haine promovezi, nu vezi că sunt mult prea opulente pentru... Și termenul susluman e un termen care e folosit acum pentru... Acum că mă forțez să îți dau categoria, da. Sus, se scrie S-U, de-aia zic eu, sus-lu. Suslemec înseamnă a te împodobi, da? A te face așa ca pomul de Crăciun. Musulman e musulman. Și combinate alea două cuvinte, dar nu erau pentru oricine, mai degrabă pentru ea, de pildă. Parveniți? Nu parveniți. Mă rog, e și parvenit. E cei care își arată bogăția. Dar nu e doar de parvenire. E de... În Turcia nu e tot timpul cea mai bună modalitate de a explica. Deci ai avut decenii în care elitele seculare au dominat, ai acum un fel de revanșă a celor religios conservatori și revanșa asta vine la pachet și cu îți arăți bogăția, dar e condamnabil din punct de vedere religios. Și termenul ăsta, deci nu se referă la parvenire, mai degrabă critică, deci nu parvenirea asta în sensul nostru, ci mai degrabă aia când nu mai ești atent la... Nu e chestia de competiție. Exact, da. Da, deci la noi parveniți într-adevăr, da, adică parvenitul nu presupune și dimensiunea asta religioasă, ori la ei e, aia e subliniată cu termenul ăsta susluman, care e și condamnat, adică e și condamnabil, dar e și acceptat. De, unii sunt chiar mândri că au ajuns, tocmai pentru că au deceniile alea în care au fost... E mereu dinamica asta acolo. Oricum, mulțumesc frumos că ați venit și mulțumesc pentru întrebări.